Astăzi am să vorbesc câteva informații legate de bursă pentru cei ce sunt la început și pentru cei ce nu înțeleg principiul din spate. Dacă veți intra de pe PC-ul vostru pe Tradeville, pe prima pagină veți avea același lucru pe care l-am eu în acest moment. Dacă doriți să intrați pe un time frame de 5 ani, 3 ani, 2 ani, sfatul meu ar fi să vă urmăriți aceste companii care au crescut în ultimele 12 luni sau de la începutul anului. Pentru că sunt niște companii destul de safe, niște companii în care merită să-ți investești banii și care nu vor pica așa peste noapte una, două. După ce analizați foarte bine aceste companii, ați putea să faceți următoarea chestie, să le luați pe fiecare în parte, cum ar fi, uitați, BVB și să intrați la date financiare, să urmăriți să vedeți datele lor financiare, la știri să aflați mai multe informații despre aceștia și inclusiv la dividende. Odată intrat la dividende, veți putea avea parte de randamentul dividendelor din ultimii ani. Și dacă această companie, haideți să ne uităm la perioada maximă de timp, dacă această companie a crescut, a scăzut, a crescut, a scăzut, voi nu sunteți pe un foarte mare minus, adică și dacă ați fi cumpărat aici, nu știu, la un preț de 38,3 RON acțiunea și prețul ar fi ajuns pe aici pe la 26, împreună cu dividendele, ați fi reușit să vă acoperiți scăderea asta a acțiunii, reușind astfel să fiți pe plus. Dacă nu vă place Bursa de Valori București, adică această companie, puteți intra, nu știu, să ne uităm la Transelectrica. Transelectrica care tot așa a făcut o schemă aproximativ la fel ca și BVB. La fel intrați la dividende, vă uitați frumos, vedeți ce companii distribuie dividende. Desigur, nu toate companiile vor distribui acum dividende, dar o mare parte din ele vor distribui. Dacă vă doriți mai mult, nu doar acele companii de la început, puteți intra pe statistici, pe topuri și să intrați aici la piață și să apăsați pe regular BVB. Aici veți avea foarte multe companii, multe dintre acestea vor distribui și dividende, dar vă orientați în ce domeniu vreți voi să investiți banii voștri, pentru că fiecare acțiune este dintr-un anumit domeniu, poate voi vreți pe turism sau poate vreți pe finanțe bănci, poate vreți pe petrol și gaze naturale și așa mai departe. Dar sfatul meu ar fi să intrați să analizați ce vă doriți voi, cum ar fi SIF Hoteluri SA sau, eu știu, Aquila, Biofarm, Transgaz, OMV Petrom, Transelectrica, extrem de multe, Sfera Francis Group, foarte multe companii aici, MedLife, puteți intra pe oricare dintre acestea, inclusiv Șantierul Naval Orșova și așa mai departe, Purcari. Ăsta este sfatul meu pentru voi, pentru cei ce sunteți la început de drum și pentru cei ce doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează bursa. Iar dacă faceți aceste lucruri pe care vi le-am menționat, este imposibil să nu știți în ce vă investiți banii sau ce fac banii voștri, care la rândul lor vor produce alți bani dacă veți avea răbdare. Cam asta a fost cu acest videoclip, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos, dacă da, lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi părerea voastră, spuneți-mi dacă vreți să vorbim despre altceva. Nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați un like și cam asta a fost. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere!